la compromisă. Proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului de măsuri ce vizează îmbunătățirea activității de gospodărire și funcționarea Consiliului Moinești pentru anul 2022. Comisia de urmărit, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt supun proiectul la vot, cine este pentru? Votul împotrivă? Abținere? Mulțumesc! Dacă comisia economică ne aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot, cine este pentru? Supunem așa, împotrivă, abținere? Comisia juridică, discuții, întrebări? Dacă nu se supune proiectul la vot, cine este pentru? Votul împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor aferente prestării unor activități componente ale serviciului de salubrizare stradală de către operatorul SC Soma FRD Bacău. Vă rog, vă rog, vă rog, vă rog. O mică corecție la proiectul de hotărâre. În loc de modificare, va fi ajustare așa cum este prevăzut în contractul pe care l-a încheiat cu operatorul. Deci, privind aprobarea ajustării, va fi acolo. Și pentru că nu a existat la dosar de la Direcția de Utilități Publice, cred că poate să facă dovadă aici, cu minuta care a avut loc înainte de a promova proiectul Transparență Decizională, a primit-o și doamna secretar general, pentru a avea fundamentarea și proiectul pe care l-am supus la aprobarea. Mulțumesc. Comisia de urbanism, dacă aveți întrebări pe tema proiectului. Dacă nu sunt, să pun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abținere. Mulțumesc. Comisia economică, dacă aveți întrebări, vă rog frumos. Să punem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abținere. Mulțumesc. Domnule. Comisia juridică, discuții, întrebări. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abțineri. O abținere. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a terenurilor de sport și a sălilor de sport din cinci facultăților de învățământ pe Universitatea Municipiul Moinești. Poftiți-vă. De ce am venit cu acest regulament în Consiliul Local? Pentru că știți cu toții, la fiecare școală am reamenajat bazele sportive, terenurile de sport, sălile de sport sunt și acelea funcționale. Sunt solicitări din partea unor cetățeni sportivi tineri de a mai presta activități sportive particular și de aceea am considerat că e necesar un regulament pentru a, pentru a păstra ceea ce am făcut acolo și nu a deteriora, să nu avem nicio responsabilitate atât noi cât și directorii de școli. Dacă ați văzut acel regulament, mare răspundere vine conducerii școlii și aici i-aș ruga pe directorii care sunt de aici, dacă nu se transmite și celălalt, să organizeze așa cum am pus în regulament și să punem în valoare aceste terenuri și nu e o sumă mare cea care se strânge, dar oricum trebuie făcut cu reținere, curățenie, supraveghere, tot așa mai departe. Mulțumesc. Comisia de urbanism, dacă aveți întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abține. Mulțumesc. La comisie economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Mulțumesc. Comisia juridică, discuția asupra proiectului. Întrebări? Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abținere. Mulțumesc. 6. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului lunar de întreținere pentru componenta
centru rezidențial pentru persoane vârstnice din cadrul complexului de servicii sociale Măinești. Comisia de urbanism, întrebări, discuții, vedem amărăjuri. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot, cine este pentru? Votul împotrivă, abține, mulțumesc. Comisia de urbanism, dacă nu sunt întrebări. Împune proiectul la vot, cine este pentru? Abține, mulțumesc. Comisia juridică, discuții, întrebări. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot, cine este pentru? Votul împotrivă, abțineri, mulțumesc. 7. Proiect de hotărâre privind prelungirea prin act adițional până la data de 31.12.2022 a contractului de concesiune numărul 220.216/2017/2011 încheiat cu domnul Darie Constantin din municipiul Moinești, strada Tudor Vladimirescu, blocul 6, apartament 12, lețul Bacău. Comisia de urbanism, discuții, întrebări pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă, abține, mulțumesc. Comisia de urbanism, pe care ați întrebat discuții. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul abțineri. Mulțumesc. Comisia juridică, discuție, întrebări. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abțineri. Deci, 4 voturi pentru, 9 abținere. Mulțumesc. Împotrivă. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice amenajarea spațiului de joacă pentru copii în strada Plopilor, municipiul Moinești și a indicatorilor tehnico-economici. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă, abține, mulțumesc. Comisia juridică, discuții, întrebări. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă, abține. Mulțumesc. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice amenajarea spațiului de joacă pentru copii în strada 1 Mai, municipiul Măinești și a indicatorilor tehnico-economice. Comisia de urbanism, întrebări, discuții, vedem apoi. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă, abține, mulțumesc. Comisia de urbanism, întrebări, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține, mulțumesc. Comisia juridică, discuție, întrebări. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă, abține, mulțumesc. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice amenajarea spațiului de joacă pentru copii în strada Prezidențiunării municipiului Moinești și a indicatorilor tehnico-economice. Comisia de urbanism, întrebări sau discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă, abține, mulțumesc. Comisia de urbanism, dacă aveți să întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține, mulțumesc. Comisia juridică, discuție, întrebări. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă, abține, mulțumesc. 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, amenajarea spațiului de joacă pentru copii în parcul vechi, municipiul Moinești și a indicatorilor tehnico-economice. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă,
abține. Mulțumesc. Comisia e doar în întâmplări, de rog. Să pot întâmplări la toate acestea. Să știu doar. Mulțumesc. Comisia juridică, discuție, întrebări. Dacă nu s-o supune proiectul la vot, cine este pentru? Votul împotrivă, abține. Mulțumesc. 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, construire locuințe sociale și a indicatorilor tehnico-economici. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot, cine este pentru? Votul împotrivă, abține. Mulțumesc. Comisia economică de urbanism, întrebări. Comisia juridică, discuție, întrebări. Dacă nu sunt supuși în proiectul la vot, cine este pentru? Votul împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. Punctul 12 retrage pe ordinea de zi. Având în vedere discuția cu inspectorul școlar general și apariția urmează să, și urmează să apară normele metodologice de aplicare a legii privind finanțarea creșelor, iar termenul de aprobare a rețelei școlare este 29 aprilie, deci până la 29 aprilie trebuie transmisă la inspectorat, am retras de pe ordine de zi acest punct devenit rețeaua școlară. Deci, la punctul 14. Punctul 14. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unor spații situate în municipiul Ionești, Dragă, Casele Alexandrii, Piața Agroalimentară. Aici o să trebuiască să faceți propuneri și o să rog liderii de grup să nominalizeze. Vă rog. Din partea grupului PNR, propun că doamna Raluca Răzără este domnul Ion Cornea. USR nu are propuneri, mulțumesc. Domnul PSD, Dumnezeu Pilian și Chiele Căștoian. PNP nu are propuneri, România nu are propuneri. Da, mulțumesc. Comisia de urbanism, vă rog să vă permiteți să... Votăm la propunerile, urmând ca în ședința de trei să se voteze. Cine este de acord cu propunerile făcute? Votul împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Comisia de urmări și alte propuneri. Frumos. Dacă vă să supărăm pe ei până la ce este pe ei. Împotrivă. Comisia juridică, discuție, întrebări asupra proiectului. Dacă nu sunt supunem proiectul la vot, cine este pentru? Votul împotrivă, abține, mulțumesc. 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea declarării unui bun imobil de rând de uz și de interes local, în atestarea apartenenței acestuia la domeniul privat al municipiului Muinești de Sud Bacău. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot, cine este pentru? Votul împotrivă, abține, mulțumesc. Comisia economică, întrebări, discuții. Supunem proiectul la vot, cine este pentru? Împotrivă, abține, mulțumesc. Comisia juridică, discuție, întrebări. Dacă nu sunt, spune proiectul la vot, cine este pentru? Votul împotrivă, abține, mulțumesc. 16. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local Moinești, numărul 98/2007/2020, privind aprobarea contractării și garantării unor finanțări transversale interne în valoare de 13.400.000 de lei. Deci, 400.000 de lei. Mică intervenție. Vă rog.
aduse la considerare un nou credit. Este vorba de revocarea unor sume din credit existent pe care l-am făcut vis-a-vis de finanțarea școlii, proiectului de la școala George Enescu, Liceul Cobolcescu și Sediu Dasu. Având în vedere că la proiectul pe George Enescu s-a făcut o economie, în interiorul acestui credit trebuie să mutăm banii de la George Enescu la Colegiul Grigore Cobolcescu pentru a finaliza și acolo lucrările, având în vedere și creșterea de prețuri din ultima perioadă. Da, colegii și direcția de sens social, care fac parte din acest credit. Da, mulțumesc, domnule primar. Comisia de urbanism, dacă aveți întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt supun proiectul la vot, cine este pentru? Votul împotrivă, abținere. Mulțumesc. Comisia economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supune proiectul la vot, cine este pentru? Comisia juridică, întrebări, discuții asupra proiectului. Dacă nu spun, supunem proiectul la vot, cine este pentru? Voturi împotriva, abțineri, o abținere. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local de anul 2022 de state de beneficiari de ajutor social. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă, abținere. Comisia de urbanism, Comisia juridică, discuție, întrebări. Dacă nu spun, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Mulțumesc. 18. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită în favoarea SCD Vlad Vitesa a unui teren aparținând domeniului public al municipiului Mâine, județul Bacău. Comisia de urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă, abținere. Mulțumesc. în sală un număr de 18 consilieri prezenți, domnul
15 din ordonanța urgentă a guvernului numărul 57 privind codul administrativ și având în vedere faptul că pe ordinea de zi la punctul numărul 1 și numărul 2 se află procesele verbale întocmite în ședințele anterioare ale Consiliului Local, consult plenul dacă există obiecțiuni față de conținutul proceselor verbale care au fost puse la dispoziție pentru consultare. Având în vedere cu procesul verbal, să dați mai propriu, vă rog. Având în vedere că procesul verbal din 21.12.2021 a fost retrimis astăzi cu precizarea conform modificărilor solicitate de domnul consilier Marat Energia, doar o singură observație aș dori să aduc la cunoștința dumneavoastră. Cele două procese verbale, pe data aceasta pentru o colaborare cu Consiliul Local, sunt bune. Această modificare care am solicitat-o eu se referă la faptul că președintele de ședință nu a supus la vot amendamentele de la punctul 4 al ordinii de zi, iar în procesul verbal nu era consemnat faptul că amendamentele au fost supuse la vot și nici la supunerea la vot al proiectului de hotărâre pe ansamblu nu era consemnat în procesul verbal că proiectul de hotărâre a fost votat cu amendamentele propuse de consilierul Marcel Geo. Acest lucru era de natură a crea probleme referitoare la efectele juridice pe care le produce hotărârea Consiliului Local, în sensul că ele sunt cuprinse în hotărârea Consiliului Local, produc efecte juridice astăzi, dar nu exista documentul prin care cele amendamente se aflau în hotărârea de Consiliul Local și produceau efecte juridice. Aceasta a fost modificarea. Vă mulțumesc! Dacă nu mai sunt alte obiecțiuni, supun la vot procesul verbal a ședinței ordinare din data de 21.12.2021. Cine este pentru? Votul împotrivă? Abțineri? Cu unanimitate de voturi a fost adoptat conținutul procesului verbal la ședinței din 21.12.2021. Supun la vot aprobarea procesului verbal a ședinței extraordinare din 21.12.2021. Cine este pentru? Votul împotrivă? Abține? Cu unanimitate de voturi a fost aprobat procesul verbal al ședinței extraordinare din 28 decembrie 2021. Dau cuvântul domnului președinte pentru a supune la ordinea de zi propusă de către executivul. Da, mulțumesc, doamna secretară, domnul consilier, domnul consilier, domnul viceprimar. Propun să votăm ordinea de zi. Dacă nu există cineva care mai are completări, obiecții, întrebări asupra conținutului ordinii de zi. Dacă nu, propun să supunem ordinea de zi la vot. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Dacă sunt întrebări, discuții asupra acestui punct,
Dacă nu propun să demarăm procedura de vot. Trecem la punctul numărul 4, proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor la prevedere prezente în activități componente ale serviciului de sonorizare și canală de către operatorul SC Soma SRL Bacău. Raport Comisiei Economice. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru și abținere. Dacă sunt întrebări sau discuții asupra acestui punct, dacă nu sunt propuse de mare procedură de vot. Cu 17 voturi pentru și o abținere, proiectul a fost adoptat. Trecem la punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a terenurilor de sport și a sălilor de sport din incinta unităților de învățământ pe universitate din municipiul Moinești. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil 5 voturi pentru. Dacă sunt întrebări sau discuții pe marginea acestui proiect. Dacă nu sunt, propun să demarăm procedura de vot. Cu 18 voturi pentru proiectul. Aprobat. Trecem la punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului lunar de întreținere pentru componenta centrului rezidențial pentru persoane vârstnice din cadrul Complexului de Servicii Sociale Moinești. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil 5 voturi pentru. Dacă sunt întrebări sau discuții pe marginea acestui subiect. Dacă nu sunt, propun să trecem la vot. Cu 18 voturi pentru proiectul a fost aprobat. Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind prelungirea prin act adițional până la data de 31.12.2022 a contractului de concesiune numărul 20816/2/17.10.2011 încheiat cu domnul Darius Constantin din municipiul Mânești, s-a datat o rădăresc cu provocația apartamentul 2, județul Bacău. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru și 1 voturi pentru. Dacă sunt întrebări, discuții, vă rog, domnule consilier. Mulțumesc, domnule președinte. Tot așa, o să vă rog microfonul puțin mai aproape, ca să înțeleagă. Din cauza mașinilor nu se aude bine pe registrare. Având în vedere obiectul proiectul de hotărâre în cauză, precum și votul meu din comisie și cel ce urmează a fi exprimat, doresc să prezint 5 argumente care probează faptul că acest contract de concesiune legal nu poate fi prelungit și trebuie să găsim o altă soluție. În primul rând, argumentul numărul 1. Aș supune atenției dumneavoastră articolul 1243 și 1270 din Codul Civil, care stipulează modificarea contractelor se efectuează prin acordul unanim al părților contractante și cu respectarea condițiilor de fond și de formă ale contractului. Știm cu toți, acordul unanim înseamnă prin consens, iar condițiile de fond înseamnă structura contractului prevăzută în Codul Civil, precum și clauzele contractuale prevăzute de asemenea în Codul Civil. Condițiile de formă o reprezintă forma scrisă, iar documentul prin care se poate face modificarea contractului, de regulă, este actul adițional. Cu permisiunea dumneavoastră, o să vă dau citire foarte scurt și la prevederea articolului 1970 din Codul Civil, care spune așa.
Aliat 1. Contractul valabil încheiat are putere de lege între părțile contractante. Aliat 2. Contractul se modifică sau încetează numai prin acordul părților, ori din cauze autorizate de lege. Aliat 3. Contractul trebuie executat cu bună credință. Acesta este un prim argument în care codul civil ne reglementează în ceea ce privește regimul juridic al contractului. Un al doilea argument îl reprezintă articolul 129 din Ordonanța Guvernului 57/2019 privind codul administrativ. Acest articol se referă la atribuțiile Consiliului Local. Stimați colegi, Consiliul Local nu are nicio atribuție privind modificarea contractului. Dacă noi vom vota modificarea unui contract, înseamnă că ne depășim competența materială. Argumentul numărul 3. Contractul de concesiune în cauză nu poate fi prelungit, deoarece, conform articolului 9 al 2 din legea 34/2013, pagistele din domeniul privat al comunelor, orașelor, municipiilor, nu pot fi decât închiriate pe o perioadă de 7 sau 10 ani. După cum ne spune legea, deci noi nu putem prelungi un contract de concesiune pentru că pajiștele în prezent nu mai pot fi date în concesiune, ci numai închiriate pe o perioadă de 7 sau 10 ani. Argumentul numărul 4. Conform capitolului 12 din contractul de concesiune numărul 2, în 17-10-2011, contractul de concesiune pe care noi îl analizăm astăzi, încetarea de drept a contractului are loc la împlinirea termenului, deci la data de 17-10-2021. Acest contract a mai fost prelungit odată prin actul adițional numărul 2 din 6-12-2021, în baza hotărârii Consiliului Local numărul 162 din 25-11-2021. De asemenea, eu atunci am votat împotrivă și am precizat că este ilegal să prelungim contractul. Conform capitolului 11 din același contract, orice modificare a contractului se va realiza numai prin act adițional. Nu prevede nimic în legătură cu Consiliul Local, nici în contract. Știu eu faptul că modificarea se face și cu aprobarea Consiliului Local. Argumentul numărul 5. Contractul de concesiune numărul 2 din 17-10-2011. Stimați colegi, el astăzi nu mai există. El este încetat de drept conform capitolului pe care vi l-am dat citirea mai sus. Adică încetarea contractului are loc la data îndeplinirii termenului. Deci contractul de drept este încetat la data de 17-10-2021, a fost prelungit până pe 31-12-2021, iar noi nu putem astăzi să adoptăm o hotărâre de Consiliul Local care să retroactiveze. Ați văzut pe media la ora actuală că sunt mari discuții între cele două partide cu ordonanța Guvernului privind plafonarea prețului la energie, care pe bună dreptate un partid a spus că nu se poate decât cu 1 februarie, deoarece ordonanța nu poate retroactivea orice act juridic sau orice act care produce consecințe juridice, activează pe viitor. Produce efecte juridice în viitor, nu în trecut.
Noi dacă adoptăm astăzi o hotărâre din Consiliul Local prin care să prelungim acest contract, înseamnă că în mod legal îl retroactivăm. Ori hotărârea de Consiliul Local, cu toate că nu avem dreptul să o adoptăm, nu-și produce efectul decât pe viitor. Dacă noi astăzi adoptăm această hotărâre de Consiliul Local, încălcăm niște acte normative, în suspeță 1243 și 1270 din Codul Civil, articolul 129 din Codul Administrativ, articolul 9 al 2 din Legea 3 stată pe 2013 și adoptăm o hotărâre de Consiliul Local în mod ilegal și ar fi pentru prima dată, pentru că noi dacă prelungim termenul, acum îl prelungim de la 31.12.2021 până la 31.12.2022, conform solicitării. Voi, după cum am precizat, hotărârea de Consiliul Local produce efecte juridice în viitor și este ilegal. Deci nu se poate să retroactiveze. Vă mulțumesc. Domnul președinte, am și o intervenție. Da, vă rog. Da, am ascultat cu atenție intervenția domnului consilier. Întrebarea mea era dacă mai sunt și alți pretendenți la acea suprafață de teren pe care o solicită domnul Dane Constantin. E cumva bătaie pe acea suprafață sau este singur și omul vrea să-și crească animale acolo, bănuiesc eu. Că dacă nu sunt alții care, știu eu, vor să îi ia jumătate din teren sau o altă suprafață, nu trebuie să-l încurcăm până la urmă, dacă s-a expirat în decembrie, anul trecut, perioada fiind de iarnă și zăpadă pe teren, sigur că animalele nu suferă acum cu nimic. Și nici domnul Dare nu suferă. Din primăvară când dă colțul, atunci albinele, oile și toate animăluțele se bucură de primăvară. Odată. Deci nu, sau putem face un alt contract, să-i renoim contractul, așa cum spuneți la aprobarea noastră, pentru că noi am jurat să fim credincioși cetățenilor. Dar dacă nu sunt doar solicitați, sigur că da, putem să o facem fără niciun fel de probleme din punctul meu de vedere. Excluzând că sunt apropiat de domnul Dani Constantin din mai multe puncte de vedere. Dar noi vorbim acum spre țara rece. În ceea ce privește situația cu partidele cele două, în punctul meu de vedere era altul. Dacă chiar voia să ajute cetățeanul, putea să majoreze de la T0, de acum înainte, ca să compenseze săracul om și partea din spate. Adică ai vedea ceva bănuți acolo, ca să nu mai aibă cele două luni retroactivi. Deci se poate, când se vrea. Asta am văzut, spun și vă mulțumesc. Da, mulțumesc. Înainte de a da cuvântul domnul consilier, spuneți-mă, nu aveți idei acum, doar întreb, dar fiind vorba de un contract public, nu intră sub prevederile articolelor ordonanței 55, pe care toate și-au, pe perioada pandemiei s-au modificat, sau au avut voie să fie prelungite automat pe perioada pandemiei, de asta zic, nu știu exact, poate mi-a spus doamna secretar și aș urmări să-i dau cuvântul. Deci ce se întâmplă cu acest contract? Din punctul meu de vedere, nu este de prăzut din termen. De ce? Pentru că în luna decembrie noi am aprobat prelungirea acestui contract până la 31 decembrie. În 18 decembrie a apărut un act normativ în speță ordonanța guvernului numărul 130 din 18-12-2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Conform acestei ordonanțe de urgență, anumite termene au fost prorogate. Inclusiv contractul la care noi facem referire și inclusiv administrația municipiului Moinești, pentru că este în imposibilitate de a finaliza amenajamentul și pentru că a apărut această prorogare a termenului până la 31 decembrie 2022, se află în această situație de a nu putea organiza, neavând acest amenajament finalizat,
realizat, nu din culpa administrației, ci datorită cadrului legislativ în vigoare, se află acum în imposibilitatea de a derula procedura pentru închirierea sau concesionarea acestui suprafețe de teren. În ceea ce privește termenul acestui contract, într-adevăr, în contract, la capitolul 3, punctul 3.1, stipulează foarte clar. Termenul contractului este de 10 ani începând cu data semnării sale. Termenul contractului va putea fi prelungit conform legislației în materie. Din urmare, prelungirea pe care executivul, prin compartimentul de specialitate, a adus-o pe ordinea de zi pentru a fi efectuată, este și din acest punct de vedere, pentru că însuși contractul prevede prelungirea, da? Există la acest moment această ordonanță de urgență cu prorogarea unor termene pe care noi am invocat-o. De asemenea, înainte de apariția acestei publicări, efectiv acestei ordonanțe în monitor oficial, solicitantul a depus cerere pentru prelungirea contractului. Mai mult decât atât, compartimentul de specialitate a avut în vedere și rațiuni economice, pentru că acest contract de concesiune este purtător de redevențe care se încasează ca și venituri la bugetul local. În altă ordine de idei, acest solicitant 10 ani a avut acest teren în concesiune și mai mult decât atât a solicitat subvenția ABIA cu făcând dovada cu acest teren și cu încărcătura de animale. În momentul în care noi, acum, în acest moment, noi aprobăm această prelungire domnului, Consiliul Local poate hotărâ dacă prelungește sau nu acest contract, va pune în imposibilitatea încasării subvenției acest crescător de animale. Și, bineînțeles, va renunța la redevența încasată de Consiliul Local pe această suprafață pentru întreg anul 2022, pentru că în anul 2022 nu este posibilă efectuarea unei alte proceduri în vederea închirierii sau concesionării cu distribuitorul. Mulțumesc! Vă rog, domnul consilier. Eu am supus atenției dumneavoastră argumentele juridice, argumentele umane, le înțeleg. Nu am nicio problemă, niciodată cu domnul Dali. Însă trebuie să înțelegeți că hotărârea Consiliului Local produce efecte juridice și chiar efecte patrimoniale. Pe acel teren se încasează sume de bani de la APE. În același timp, dacă noi adoptăm o hotărâre de Consiliul Local în mod ilegal, ne asumăm și răspunderea pentru acest lucru. Vorbim de bani publici. În cele 5 argumente, v-am adus la cunoștință articolele din Codul Civil, faptul că noi nu avem și atribuție prevăzută de Codul Administrativ să modificăm contracte, pentru că prelungirea unui termen reprezintă modificarea de contract. Și ne spune Codul Civil, dacă există o argumentare atât de pertinentă și juridică a executivului, atunci modificați executivul contractului prin act adițional, așa cum prevede Codul Civil, nu mai solicitați aprobare de la Consiliul Local, pentru că Consiliul Local nu are competență în acest sens. Și atunci noi ne depășim competența materială. Vă mulțumesc! Dacă îmi permiteți, pot să vă mai fac o precizare, în sensul că Consiliul Local era cel competent să încheie acest contract la data încheierii sale. Ulterior, în 2016, tot Consiliul Local, printr-o hotărâre, a procedat la modificarea acestui contract. Și din alt punct de vedere, vreau să vă precizez faptul că ne aflăm în incidența unei legislații specifice, contractul nefiind reglementat prevederile Codului Civil. Mulțumesc!
Codul civil este legea generală care reglementează contractele. Și contractul în cauză este un contract civil. Da. Eu propun, cred că am auzit destule argumente, aș propune să trecem totuși la vot, ca să nu ne blocăm pe marginea acestui punct. Putem prima la procedura de vot, dacă nu suntem de acord. Da, cu 15 voturi pentru, un vot împotrivă și 2 abțineri, proiectul a fost adoptat. Putem trece la punctul numărul 8. Proiect de hotărâri prin aprobarea documentației tehnico-economice, amenajare spațiu de joacă pentru copii în sala blocurilor municipiului Mărie și indicatorii tehnico-economici. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Dacă sunt întrebări sau discuții. Așa e o singură întrebare pentru domnul primar. Am văzut că sunt aici mai multe parte. Nu am văzut pe ce știți. Dacă ne puteți să nu puteți. Având în vedere strategia de dezvoltare a zonelor urbane defavorizate, din care aceste proiecte fac parte, a trebuit luat în considerare cele mai apropiate locuri de Zoom. Zoom se cheamă acele zone unde sunt persoanele defavorizate. Și vedeți acolo dezbenzinării, cartierul Rosier, strada Plotilor și chiar și partea 3 care se află în apropiere, astfel zizorilor, Mihaița Doveanu. Deci, persoanele defavorizate sunt și, în mod special, cele de etnie romă. Și mi s-a ținut cont de acest lucru, pentru că erau 4 locuri sau încadrat în zoom-urile respective. Dacă nu sunt alte întrebări sau discuții, dacă nu sunt propun să demarăm procedura de vot. Cu 18 voturi, proiectul a fost aprobat. Trecem la punctul numărul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, amenajare spațiului de joacă pentru copii în strada 1 mai municipiul Mărie și indicatorul tehnico-economic. Raport Comisia Economică. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Dacă sunt întrebări sau discuții pe marginea acestui subiect. Dacă nu sunt propun să demarăm procedura de vot. Cu 18 voturi pentru proiectul a fost aprobat. Trecem la punctul numărul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, amenajare spațiului de joacă pentru copii în sală de dezbenzinării municipiului Mărinești și indicatorilor tehnico-economice. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Dacă sunt întrebări sau discuții cu marginea acestui proiect. Dacă nu sunt, propun să demarăm procedura de vot. Proiectul a fost adoptat cu 18 voturi pentru. Trecem la punctul numărul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, amenajare spațiului de joacă pentru copii în parcul de municipiul Mărinești și indicatorilor tehnico-economice. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil 5 voturi pentru. Dacă sunt întrebări sau discuții, dacă nu sunt, propun să trecem la vot. Cu 18 voturi pentru, proiectul a fost aprobat. Proiectul numărul 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, construire, locuințe sociale și indicatorilor tehnico-economice. Raport Comisia Economică. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Dacă sunt întrebări sau discuții, dacă nu sunt propun să trecem la vot.
18 voturi pentru, proiectul a fost aprobat. Proiectul numărul 13 a fost retras de pe ordinea de zi de către inițiator. Trecem la punctul numărul 14. Proiect de hotărâre privind încheierea prin instanță publică a unor spații situate în municipiul Moisada, față de Alexandri, viața agroalimentară. Avem și propuneri de făcute de către partidele politice. Thank you.
declararea voturilor și stabilirea rezultatului votului secret format din dreapta electorală președinte, votată cu semnal secretar, pe margine Gelu, Pascalini, Alexandru și Cadana Codrini Conduț, membrii, a procedat la numărarea voturilor. Din totalul de 18 buletini de vot, sunt valabile 18 și în urmă nu a fost niciunul. În urma numărării voturilor, Maruca Mariană Zăloaie a obținut 17 pentru, 1 împotrivă. Domnul Iulian Bustiu 18 pentru, 1 împotrivă. Domnul Cornelio Iulian 17 pentru, 1 împotrivă. Domnul Cornel Chircheș 18 pentru, 1 împotrivă. Returnarea a fost desemnată de reprezentanța Consiliului Local în Comisia de Evaluare a ofertelor pentru închirierea publicității publice a unor spații situate în municipiul Moenesc, dar la aspectul de hidratatul alimentar. Semnează Comisia. Da, mulțumim, domnul consilier. Da? Propun să supunem la vot proiectul ordine de zi și putem demara procedura. Cu 17 voturi pentru și o abținere, proiectul a fost aprobat. Proiect numărul 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea declarării unui imobil teren de uz și de interes local și atestarea apartenenței acesteia la domeniul privat al municipiului Moinești, județul Bacău. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Dacă sunt întrebări, discuții pe marginea acestui proiect. Dacă nu sunt, propun să demarăm procedura de vot. Cu 18 voturi pentru, proiectul a fost aprobat. Trecem la punctul numărul 16. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local Moinești numărul 98 din 2 iulie 2020 privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări ajustabile în termen de valoare de 13 miliarde 400 de mii de lei. 2 milioane, de ce mai 400 de mii de lei? Da. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru sau abținere. Dacă sunt întrebări, discuții pe marginea acestui proiect. Dacă nu sunt, putem demara procedura de vot. Cu 17 voturi pentru și o abținere, proiectul a fost aprobat. Punctul numărul 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local de anul 2022, prestate de beneficiari de ajutor social. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Dacă sunt întrebări, discuții. Dacă nu sunt propun să trecem la vot. Cu 18 voturi pentru, proiectul a fost aprobat. Trecem la punctul numărul 18. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită în favoarea 10 de altări de sau un teren aparținând domeniul public al municipiului Moinești, județul Bacău. Aici avem un participa la vot al domnului consilier Alexandru Tădea. Raport Comisiei Economice. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru și o abținere. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Dacă sunt întrebări, discuții. Dacă nu sunt propun să trecem la vot. Cu 16 voturi pentru o abținere și o neparticipare, la vot proiectul a fost aprobat. Punctul numărul 19. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în vederea refacerii unei locuințe din municipiul Moinești, afectate de incendiu. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Dacă sunt întrebări sau discuții.
Dacă nu sunt propus să trecem la vot. Cu 18 voturi pentru proiectul a fost aprobat. Trecem la punctul numărul 20, diverse. Dacă sunt intervenții, vă doar unică intervenție. După cum știți, luna trecută am semnat contractul de execuție pe mobilitate urbană, cel de-al doilea contract, primul fiind cel din Găzărie. Aș vrea ca și dumneavoastră, dumneavoastră consilier local, cât și cei din executiv, să informăm cetățenii și aș vrea să informăm corect despre ceea ce se întâmplă cu implementarea acestui proiect, să ne cerem scuze că va crea și un disconfort pe perioada implementării proiectului, pentru că și noi acasă, când începem o lucrare, cu siguranță mai întâi stricăm ce e rău și construim ce e bun. Se vor reconfigura atât incintele de blocuri, incinte care spuneam că de 50-60 ani de când sunt făcute blocurile, nu s-au intervenit la ele. Acum vor fi pavaje, borduri, bănci, iar nu se vor desfința acele parcări din incintele de blocuri, ci doar vor fi reconfigurate. Nu știu dacă vor fi mai multe sau mai puține, nu putem acum, dar la finalizarea acestui proiect vom vădea cu toții că va aduce plus valoare și nu așa cum menționează pe aici, pe acolo, câțiva cetățeni, dar cred că sunt, nu sunt bine informați mai degrabă, pentru că spuneam cu toții 15 milioane de euro în Uniunea Europeană și ce mai bine din bugetul local, nu e puțin pentru municipiul Măinești și va schimba cu totalitate fața municipiului Măinești. Mai mult decât atât, crearea acelor sensuri unice nu este întâmplătoare. Știți cu toții că am realizat un studiu de trafic, un plan de mobilitate, după acela ne-am luat, de fapt era și o cerință expresă în ghid existența acestui studiu de trafic și a planului de mobilitate, neavând multe localități nu au accesat, pentru că de aia suntem transiguri de regiune și nu numai, cred că la nivel național. Acum se deschide acea axă pe mobilitate în perioada 2021-2027 și probabil vor fi un exemplu de bune practici pentru unii să acceseze un astfel de proiect. Inclusiv pe strada principală, inclusiv pe strada zonelor, rămân acele locuri de parcare. Nu în totalitate, în stic, pot, în unele locuri sunt și vară la vară. Se menține parcarea de pe strada Ion Creangă. Se spunea că și aceea va fi desfințată. Nu. Știți că se desfințează acel trotuar de lângă parcul Tei și parcarea SPIC va rămâne doar că va fi pe partea cealaltă, nu pe partea cu pista de biciclete. Așadar, zic eu că trebuie să informăm cetățenii corect și dumneavoastră sunteți mesagerii noștri, a celor care ne-am ocupat de implementarea proiectului și cred că o informare corectă ar duce la un plus valoare în activitatea noastră, dar și a dumneavoastră consilierilor locali. De asemenea, vinerea a fost la Compania Națională de Investiții, deja ni s-au cerut niște calificări la baza de tratament la hotel, cum îi spunem toți din istorie. Iată că prinde contur și acest proiect. S-a dat ordinul de începere la bazinul de nord. Se lucrează la proiectul tehnic. În luna mai a trebuit să înceapă construcția efectivă. Este un proiect tehnic standard, dar trebuie adaptat la situația din teren. De asemenea, s-a dat ordinul de începere la piața din cartierul Lucăcești. Vorbim de acea piață bazată pe postul, pe fosta piață de produse secanien. Și când vremea va permite, cu siguranță vor începe lucrurile și acolo, lucrările și acolo. Și în același timp se lucrează la baza sportivă. Poate unii au crezut că vorbeam de baza sportivă, că e o poveste. Nu. Am colegii martori la cerută în această săptămână calificări și la certificatul de urbanism, pe la situația demolărilor de acolo. Ne-am apucat de demolat acea clădire din spate și tribuna de preată trebuie demolată pentru a da terenul la o formă unde să se poată construi și implementa proiectul. Celelalte lecții cu toții, bugetul este a fost în transparență decizională până ieri. Probabil în jurul datei de 8-9 februarie vom avea ședința de consiliu pentru aprobarea bugetului pentru acest an. Este un document public, puteți să-l vizualizați oricând, puteți să-l solicitați colegilor mei de la Serviciul Economic, dacă aveți de analizat bugetul de anul viitor. Pe anul acesta, mulțumesc! Da, mulțumim, doamne primar, dacă mai sunt intervenții. Da, unică intervenție. Nu, domnul... Da, haideți, domnul Pastor. Nu, eu, doar atâta înainte, aș fi vrut să răspund. Cred că nu sunt singurul care a aplicat în păcatul cu ei.
L-am văzut pe toți, cu toții pe domnul primar la București, la acel post de televiziune central. Un lucru bucurător pentru noi, ne-au invitat foarte mult și foarte bine. Aici vreau să mulțumesc tuturor consilierilor care, sigur, s-au implicat și au aprobat toate aceste, știu eu, hotărâri de consiliu cu care am ajuns unde am ajuns. Suntem undeva la aproape de jumătatea drumului, dar mai avem multe de realizat. Domnul primar, țineți-o așa, cu aparatul dumneavoastră în funcție de așa, avem tot ce trebuie. Mai trebuie puțin, dacă se poate, în acest program de mobilitate urbană, să rezolvăm problema cu hotelul ăla de acolo. Poate, poate prindem cumva să zicem altă față, că e jale ce acolo. Așa, și eu cred că orașul, 2-3 ani de zile, va arăta așa cum ne dorim noi. Sigur că nu mulțumim pe toți. Se vor mai dărâma garaje, se vor mai ajunsa unii de chestii, dar trebuie să înțelegem că fără sacrificii nu se poate face nimic. Asta e, vă mulțumesc și o zi bună, vă doresc. Să opriți microfonul, domnul. Ok. Prima să vă spun imediat, vis-a-vis de hotelul vechi, terenul este al primăriei, clădirea este a presiatului. În momentul de față există un proces în instanță, până nu se termină acel proces, nu putem lua nicio măsură asupra proprietarului. Știți că a fost o expertiză făcută de un expert contabil, a fost contestată de noi, a fost acceptată de cei de organele de cercetare și a fost trimisă înapoi la instanță. Până se va clarifica cine este adevăratul proprietar, pentru că am susținut că unele bunuri din domeniul preser nu sunt ale preserului, ci sunt ale, de fapt, parte din domeniul public și aceste lucruri trebuie stabilite în hotărâre judecătorească. Cu siguranță, acea zonă este, face parte din cadrul proiectului cu pavaje, cu preluări de ape fluviale, aia va fi o urină neagră acolo. Necurcă. Necurcă, da. Da, domnul consilier, vă rog. Vă mulțumesc. Domnul primar, astăzi am fost abordat de un cetățean de municipiu. Tot așa, vă rog mai aproape de microfon, astfel nu se înregistreze bine. Deci astăzi am fost abordat de către un cetățean din municipiu care m-a rugat să prezint în Consiliul Local solicitarea locuitorilor din spatele la BRD de modificarea programului parcării de reședință. Solicită modificarea de la ora 15 la 7 dimineață cu justificarea că atunci când se întorc de la serviciu după ora 17 găsesc parcările ocupate și vine noaptea, ei nu mai apucă să-și țină mașinile în capăt. Mulțumesc. Da, acum oricine poate solicita orice. Eu spun că o majoritate întotdeauna hotărăște. Nu suntem în singurul oraș în România, ci toate parcările din România, am fost și la București, și la Brașov, și la Iași, peste tot am văzut 17-7 dimineața. La nu știu câți dintre noi, merg acasă la ora 15. Poate unde iau, într-adevăr, un serviciu mai redus, dar nu cred că pentru o persoană sau pentru parcare să modificăm tot orașul. Ar fi o bulversare la momentul ăsta, un deraj pentru unde am plecat. E stabilit tot printr-o decizie comună, nu am stabilit eu personal primarul, eu doar le duc la îndeplinire. O să analizăm, nu spun că nu, dar eu cred că tot de comun acord trebuie să găsim o soluție, să vedem dacă este favorabil ora 15 sau 17. N-am zis, dar v-am răspuns acum ce program am văzut și în alte localități, nu că nu e o considerare solicitare pe care ați adus-o la noi. Da. Dacă mai sunt alte intervenții la diverse, dacă nu, eu astăzi cred că închei mandatul de președinte de ședință. Sper că au fost ok, succes următorilor și cu acest lucru plec la ședința. Mulțumesc!